Hernandez de la Puterea Dragostei a decis să vorbească pe șleau despre relația pe care o are cu Jador, cu atât mai mult cu cât între ea și celebrul manelist au existat momente cât se poate de apropiate. Punct mai exact, Hernandez de la Puterea Dragostei a recunoscut, live pe VoxBiz, că între ea și Jador există, și acum, o chimie greu de explicat și care, culmea, nu s-a concretizat, cel puțin nu încă, într-o relație. Mai exact, pe când erau amândoi în casa Puterea Dragostei, virgulă, Hernandez și Jador se tachinau, dar, în același timp, se tatonau reciproc. Eu cu Jador chiar ne-am plăcut. Doar că el mereu și-a găsit câteva scuze. Am fugit de relație, spunea că o iubește pe Smina, că nu este disponibil pentru o relație, virgulă, explică Bernadette de la Puterea Dragostei. De altfel, la acea vreme, din cauza pasiunii manelistului pentru Smina, nu s-a și legat nimic. După un timp însă, lucrurile s-au schimbat totuși și pentru Jador de la Puterea Dragostei. Eu am mai ținut legătura cu el. El mi-a spus că nu mai are niciun sentiment pentru Simina și că își dorește o relație. Nu știu dacă își dorește o relație cu mine, dar mi-a spus că m-a plăcut. Și, cred eu, că dacă ar fi după sufletul lui, și-ar dori o relație cu mine, virgulă, a mai spus Bernadette de la Puterea Dragostei. Cu toate acestea, Bernadette de la Puterea Dragostei e tranșantă când vine vorba de Jador. Pe partea cu încredere are o problemă. Mi-ar fi teamă că mă înșală, virgulă, a explicat Bernadette de la Puterea Dragostei. Bernadette de la Puterea Dragostei a înnebunit lumea cu formele ei. Blondina Bernadette de la Puterea Dragostei are doar 21 de ani și este din Târgu Mureș. Tânăra româncă este model și adoră să facă fotografii, mai ales unii postaze sexy, iar conturile ei de socializare sunt pline de imagini care mai de care mai senzuale cu blondina. Cu toate că este foarte frumoasă și are o siluetă de invidiat, Bernadette nu și-a găsit încă jumătatea în țară, nici la Puterea Dragostei nu a găsit bărbatul care să îi schimbe viața, chiar dacă, așa cum recunoaștea și ea, îl place pe Ian Pusterb. Punct. Bernadette de la Puterea Dragostei era îndrăgostită de Ian Pusterb. În ultima vreme, cu Ian cum i-am petrecut tot timpul, virgulă, ne-a dezvăluit, acum ceva timp, Bernadette de la Puterea Dragostei. Trebuie să fiu sinceră. Nu știu exact ce între noi, dar încep să simt ceva. Adică, între noi, înainte de Puterea Dragostei am mai fost ceva. Ca să fiu sinceră, noi ne cunoșteam de dinainte, am fost împreună, ne-am sărutat. Apoi, când am ajuns în casă, nu ne-am cuplat, chiar dacă amândoi regretăm asta. Acum suntem în tatonări, vorbim zi de zi, cu orele, suntem peste tot împreună, ne distrăm doar împreună, virgulă, ne-a mai mărturisit, la acea vreme, Bernadette de la Puterea Dragostei despre relația cu Ian Pusterb.